cei care erau în diaspora, cum bine știm, nu erau priviți cu ochi buni. Asta era epoca, nu avem ce să facem. Poate că mă întrebați zilele trecute, poate că ar fi fost frumos să fac un film în România. N-a fost să fie. Păi chiar i-a propus academicianului Mihnea Gheorghiu la festivalul de la San Sebastian să facă un film în România. Știm că era o deschidere în perioada aceea lui Ceaușescu către da, Occident, da, venisă de acolo în 68, venisă Nixon în 69, Ford în 75. E clar că Ceaușescu era privit ca un răsfățat al Occidentului, dar a sfârșit, din păcate, ca ultimul stalinist al Europei. Și atunci se putea face realiza acest film. Erau concepte realizabile. Ulterior a fost oarecum greu, aproape imposibil. Să ne bucurăm că totuși Jean Negulescu este un membru extraordinar al Uniunii Cineaștilor din România. Este cetățean de onoare post-mortem al Craiovei. Asta este iarăși un lucru bun și că noi, cu modestele noastre mijloace, am încercat de-a lungul anilor, după 90, după 93, după ce a plecat printre stele, am încercat să-i fructificăm memoria și o să încercăm în continuare, pentru că el, Jean Negulescu, merită mult, merită cu mult mai mult decât s-a făcut pentru el. Până la acest respect al valorilor, aș vrea să adaug că prin anii 65, la festivalul de la San Sebastian, era dezamăgit de lumea de la Hollywood, acea fabrică de visuri, cum o numea el, și și-ar fi dorit un alt concept. A ajuns în Spania oarecum... S-a retras, exact, în anii 70. Din America. Și el s-a săturat de America și s-a retras la Madrid. Cum spunea el, pentru 8 cuieruri ginite care au fost dăruite de un bătrân într-un talcioc și spunându-i că este român. Și când au auzit bătrânul și tu ești român, înseamnă că ești de-al nostru, că și noi spanioli suntem tot latini. Bucurându-se de gastronomia spaniolă. Între altele, că am zis că a stăpânit nenumărate meserii. Păi deasupra Jean Negulescu și... Mai și gătea excepțional. În gastronomie trebuie să ai imaginație. Nu știu dacă la fel de bine ca Brâncuș, dar aproape. E renumită fleica lui Brâncuș, făcută în cuptorul Brâncuș. Și mamaligă. Cu castraveți și murături, stropite cu șampanie franțuzească. Da. Cât rafinament. Putem vorbi despre o școală Jean Negulescu a cinematografiei? Credeți că a influențat lumea Hollywoodului? A reușit? Sigur că în faza noastră românească sunt convins că am putea zice, domnule, Jean Negulescu merită o școală la Hollywood. El a avut elemente cu siguranță care au fost reținute de istoria cinematografiei, elemente pe care le-a propus, rezolvări artistice în filmele lui, pe care le-au preluat alții. Nu știu dacă se poate vorbi de o școală. Pentru noi ca români, sigur că se poate vorbi de o școală. Dar Hollywood-ul a lansat și a strivit în același timp, în aceeași măsură, atâtea mii de personalități care își trag seva unul din altul, încât e greu de spus dacă poate să existe o școală Jean Negulescu la Hollywood. Și nici în România, din păcate. Asta este. Poate în viitor. Revenind la respectul pe care trebuie să-l acordăm personalităților, știm că Jean Negulescu s-a născut în centrul Craiovei, pe strada Ile Caragiale, numărul 8, actuală. Da. Noi am încercat să punem numele străzii chiar pe strada unde e casa lui, unde s-a născut el. Știu că a spus o placă. Acolo s-a pus o placă. Din păcate, din aceeași recunoștință în ghilimele tipică românească, acea placă nu mai este. Nu mai e nici placa Ioanei Radu, care tot pasionații de muzică populară au și romanța. De lângă cimitirul Sinească. Au plantat-o cândva, nu mai e nici aia. Cine știe, poate că a servit la ceva mai util între timp. Placa, să menționăm că ați pus-o împreună cu domnul profesor Alexandru Firescu, da, care era fascinat la rândul domniei sale de Jean Negulescu. Există momente deosebite pe care nu le putem uita. În anii 90 noi am luat aceste inițiative. Repet, am fost numiți filiala unică a
Fundației Jean Regulescu, repetate rânduri atât domnul Mihnea Gheorghiu, cât și maestru Geo Saizescu și alți oameni de cultură și alți critici și istorici, Călin Căliman și așa mai departe, împreună cu cei de aici, care erau domnul Alexandru Firescu, marele om de cultură al Craiovei, domnul Marinescu, care ulterior a devenit pe funcția de consilier șef a Inspectoratului de Cultură, actuala direcție pentru cultură, și am făcut și noi modestele noastre fapte pentru a valorifica și a prețui faptele acestui mare om al Craiovei, care a fost Jean Negulescu. Și atunci am pus o placă, cum bine am spus, pe casa unde s-a născut, am dat numele unei străzi, aici, care este vis-a-vis de biserica, da, Sfântul Spiridon, acolo unde mergea mama lui Jean Negulescu. În apropiere, nu s-a putut pune pe stradă, pentru că era păcat să desfințăm o stradă care poartă numele unui mare scriitor și dramaturg român, să-l înlocuim cu un altul și așa mai departe. Ei în timp nu sunt la concurență, ei se completează foarte mult. Și am dat un nume la altei străzi, care se numește Jean Negulescu, și am dat numele unui cinematograf, care, din păcate, cu siguranță a fost revendicat. Cu siguranță, Jean Negulescu a văzut filme când era tânăr în acest cinematograf al Craiovei, care s-a numit Apollo, din câte știu eu, după aceea s-a numit Central, dacă nu s-o fi numit înainte Maxim Gorki, și după aceea Central, și în anii 90 noi i-am dat titulatura de Jean Negulescu, care acum, tot așa, dintr-o recunoștință prost înțeleasă de noi românii, e într-o fază de degradare. Fiind revendicat și acolo nu se mai derulează niciun film de câțiva ani buni. Da. Există doar firma. Da, Jean Negulescu. Există doar firma. Cinema Jean Negulescu. Ar trebui, iertați-mă, ar trebui, și asta ne propunem, ducem tratative cu Primăria Craiova, și care a dat în general semne de înțelegere de câte ori am apelat. Așa cum a făcut-o când a devenit cetățean de onoare post-mortem Jean Negulescu, să-i facem un bust. Păi, vreau să spun și să nu mă provocați prea tare, ideea tot din anii 90, să nu mă provocați, că devin violent acum. Pentru cultură, vă rog să faceți. Alții, dacă ar avea un asemenea brand, ca să ne exprimăm așa, cum îl avem noi pe Jean Negulescu, cred că ar ști să profite din plin. Casă memorială, să nu fie o casă memorială, Jean Negulescu, păi pe Jean Negulescu, ca și pe Nadia Comăneci, ca și pe alte persoane celebre ale României, ca și pe Năstase, ca nu știu, cine n-ar vrea? Toate națiunile din Europa ar vrea să-l aibă. Și sunt convins că ar face și casă memorială, și statuie, și când intri în Craiova, și dinspre filia, și dinspre... Nu știm, din păcate, să ne promovăm valorile. Asta ar trebui să fie peste tot și... Cu siguranță atunci atracția turistică a Craiovei ar fi mult mai mare. Și conceptul cultural ar fi altul. Ar exista într-adevăr un magnet, un magnetism către Craiova. Pentru că altfel Craiova frumuseți naturale n-are. Dar iată, are frumuseți spirituale. Grație acestor personalități ar putea veni, acum că s-au deschis granițele, există condiții extrem de favorabile, ar putea veni toate băbuțele americane și japoneze și de alte nații cu bani să viziteze cu tare. Câteva așa cum elemente, este și în Franța, așa cum este și în Italia, câteva elemente care țin de biografia maestrului sunt simplu de găsit. Ce se întâmplă cu Pipa? Pipa maestrului este formidabil la București, la urmea cineaștilor. Pentru că ne-ați vorbit de acest bust. Este o idee din anii 90. Este o idee din anii 90. Cineva trebuie să dea banii, trebuie să facem un concurs național pentru... face o lucrare, într-adevăr, reprezentativă pentru Jean Negulescu, pentru că am mai văzut noi busturi în Craiova care seamănă foarte bine unul cu altul, seamănă Cuza cu Amza Pelea și Amza Pelea cu chiar cu Maria Tănase sau cu alte persoane importante ale Craiovei. Așa. Deci ar trebui făcut o treabă extrem de serioasă ca să reziste în timp. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc regizorului George Obrocea pentru redescoperirea personalității acestui mare magician al cinematografiei, Jean Negulescu, și cu permisiunea dumneavoastră doresc să mai citesc, pentru că această carte m-a
m-a fascinat, m-a cuprins, mi-a dat o altă perspectivă asupra personajului pe care îl cunoșteam doar așa din informații destul de generale. Și o să citesc din testamentul său de suflet, aflat la ultima pagină a cărții Drum printre stele. Am trăit din plin trei din perioadele de aur ale epocii mele. Parisul anilor 20, Riviera anului 1927 și Hollywoodul anilor 1930-1970. Dificultatea transpunerii amintirilor în memorii survine de-abia în final, când dintr-o dată te cuprinde îndoială. Și dacă lucrurile nu s-au petrecut așa cum le povestești tu. Mi-am asumat totuși riscurile și m-am încumetat să depun mărturie asupra acelor timpuri de aur și asupra marilor personalități pe care am avut șansa să le fi întâlnit și cu care au jucat un rol important în viața mea. Am fost și sunt și voi fi întotdeauna un îndrăgostit de viață, de oameni, de dimineți și de nopți. Și mi-am câștigat dreptul ca să spun atunci da, când vreau să spun da, pot să-mi permit să aleg. Am ales să trudesc la scrierea acestei cărți, când totul mă îndemna să mă bucur în tihnă de viață. Și acum, să bem paharelul acela de vodcă.